Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, pentru că de foarte... Uite, de ce stă camera asta strâmbă? Mamă, deci fiecare dată când încep trebuie să fie ceva strâmb la mine. Chiar și fața mea e strâmbă. Așa că, dați un mare like dacă vreți să continuăm această serie de Clash Royale, pentru că am lipsit destul de mult timp. Dar ne revenim cu episoadele, pentru că știți că a fost o mare nebunie cu mutarea. M-am și tuns, după cum vedeți, un proaspăt tuns. Așa că, dați un mare like să ajungem la 3, 4, 5.000, 10.000 de like-uri. Într-un an de zile se vor strânge. Așa că dau și eu puțin muzica asta mai încet, că mă surzește în urechea o singură cască aici. Și ia să vedem ce avem noi pe aici. Ok. Așa că, după cum mă vedeți, avem și un chest opening destul de mititel. Din punctul meu de vedere este destul de mic. Să vedem ce mai avem. Avem și aici, bineînțeles, și Clan War Season Results. Așa că dați un mare like. Hai să vedem ce ne pică din acest sezon. Pac! Ce a picat? Silver League. Pac! Ia să vedem. Hai cu legendar. Bă, nu cred că am luat noua carte. E prima oară, bine, eu nu am mai jucat de foarte, vreau să vă zic o chestie, eu nu am mai jucat de foarte mult timp Clash Royale, am mai jucat foarte, foarte puțin așa, dar fără să filmez, cred că odată la câteva zile și uite că am câștigat noua carte, pe asta nu o aveam, super tare, Flying Machine, pac, 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 Fire Spirits, băi, e mișto, am luat noua carte, perfect, oricum mi-o doream destul de mult, cum dăm aici un request cards, pac, 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 request, băi, am două, n-am cum să le dau, îmi pare rău. Ce mai avem aici? Hai să vedem, pac. Faptul că nu am mai făcut nici măcar cu un crown chest, nu am mai făcut, pentru că a fost o mare nebunie cu mutarea și încă mai suntem. O să revenim în continuare și la live-urile zilnice, dar asta nu știu când, probabil de mâine. Dar nu, nici de mâine, pentru că și mâine o să fiu destul de ocupat. Deci nu știu când o să fie, deci nu cu una. Și mai ales o să schimbăm live-urile sau s-ar putea să fac chiar de mâine. Dar ce spuneți să facem live-urile de acum, de la ora 9. Eu zic că la ora 9 este genial, așa că scrieți în comentarii dacă vreți de la 9, ora 9 seara. Eu zic că ar fi super, super tare. Hai să vedem, Colleague Reward, ok, ce mai avem, Silver Chest-urile astea, Mini P.K.A. P.K.A. Bets, ok, ce mai avem, Gold, Muschetire, Fire Spirit, o singură dată mi-au căzut legendare din Silver Chest, o singură dată, Gold, Night 2, Spear Goblins, Zapu, vreau neapărat Zapu să-l fac mai mare, boom. Aici avem, am cumpărat, avem un Legendary Chest aici, însă, na, nu cred, nu am 500 de gold. Putem să dăm upgrade la Eros sau la Minion, dar oricum când o să fac o să dau upgrade la Minion decât la Eros. Și hai să vedem și Crown Chest-ul, gold, hai că mă poate reușim să facem, și hai, nicio legendară, ok. Epic Witch, ok, nu avem nevoie, și ce mai avem pe aici, War-ul, putem să jucăm la War, dar nu, o să vreau să continuăm să jucăm la battle, ca să fie mare nebunie, așa că, băi, mai încă puțin, a intrăm iarăși arena 12, nu am jucat de foarte mult timp, credeți-vă, deck-ul meu este același, v-am arătat, jucăm cu Fanta, hai să vedem, Fantit, Fantatismul, hai să vedem, băi, ce mă enervează că de fiecare dată când filmez, îmi dă un deck foarte prost la început și nu-mi place. Pac. Pac, hai. E, na, se putea, păi, dar se putea, mă, să nu. Puh, aleluia. Pac. O spun minionii și dăm un rage aici. Da, era de așteptat. Era de așteptat să aibă ceva, era de așteptat. Îl aștept pe P.K.A. Nu, e clar, meci pierdut asta, pentru că eu mereu de fiecare dată când vreau să îmi pun la început cartea, eu îl vreau pe P.K.A. cu Wizard în spate de fiecare dată. Mama, are și ăsta un deck de vai de capul meu. Băi, nu știu, de fie... Cred că am jucat și înainte, v-am zis, am jucat și înainte foarte, foarte puțin și de fiecare dată îmi dădea cărți bunicele, cred, dar oricum, destul de... N-aș parli acum. A, se putea, mă, se putea. Pac, boom, ăla-i. Ok. Zap. Na, v-am zis, e nașpa pe... Mama mia. Și pariu că o să pună chestia aia de arde. Heal-ul.
Aaa, ce v-am zis? Fuck. Hilu, nu Hilu, am uitat cum se cheamă. Bă, frate, și o să mă chinui cu tâmpeniile alea în continuu. Ia, uite. Bă, ce de curât au ăștia, bă. Fuck. Hai. O să pune iarăși PEC, al pune pe PEC, ca v-am zis. Măcar să scot un egal, s-ar putea să fie egal. Eu așa zic. O să dau aici un Eros. O să dau Wizard-ul. Zap. Da, nu știu dacă este egal. Dar s-ar putea să fie cam nașpa situația. Clar o să fie cam nașpa. A, mă, băiatele, mai au mult ăștia. What the fuck? Măcar să scot egal. Am nevoie de Wizard, neapărat. Fuck. Măcar să trag cât pot eu de mult. Dar nu știu cât voi mai putea. Da, mort. Am pierdut. Cam ăsta a fost meciul. Păi am încercat să trag cât de mult am putut, v-am zis. Hopa, player, hai să mai dăm încă un match, asta e. V-am zis, eu Clash Royale o să mă țin de serie, însă nu o să mă mai chinui atât de mult. V-am zis, dacă o să ajung Challenger 1 sau ceva de gen, o să ajung. Dacă nu, eu joc mai mult de distracție. Ok. Nu știu de ce am pus Eros acolo și ăștia. Oricum, foarte proastă mișcare au făcut și asta. Destul de proastă. Din punctul meu de vedere. Așteptăm. Bă, dar mi-a luat hituri destul de mari. Ia uite-l mă și pe ăsta. O să-l pun pe Peca. Pac. Pac, îmi era bun acum Wizard-ul în spate. Era foarte bun. Hai. Dai cu tata, nebunule. Hai. Ce pui? Skeleton Army, ceva. Pac. Nu te-ai dus. Dă-i. Ăla-i boss. Ăla-i tată. Mersi. Bravo. Mersi că mi-ai tras. Dă și zapul, bulangiu. Tă-te, mă, de aici. Ai de viața mea. Dar nu mai are ce să mai pună. Da, nu mai are ce să mai pună. Da, era de așteptat. Era de... Aoleu. Și încă una, hai. Nu l-a dat. Cum, bă? Hai că e ok, nu te plânge. Dai cu double elixir. Aia, trebuie să ne apărăm puțin aici. Era de așteptat. Da, nu da zapul, te rog eu. Haide, boss, dai zapul, bă, nesimțitule. Că, bă, ce nesimțire. Boom. Și cam ăla-i. Aia-i situația. Dăm aici un Eros, totuși, ca să fim noi pe fază, să nu se întâmple vreo chestie nașpa. Dăm și... Hai, dă cu zapul. Aia era de așteptat. A așteptat să dea zapul, ok. Fac. Și-l așteptăm pe Peca acum. Hai. Și... Bum, ăsta-i. Bă, băiatule, vrei să te duci? Vrea să mă trag pe partea cealaltă, ați văzut? Așa. Și Rage-ul și ăla-i. Hai, dăm și un Eros. Dăm zap aici. Bum, nu mă lasă. Deci nu vrea să mă lase.
Nu mă lasă. S-ar putea să iasă egal până la urmă. Clar iese egal. Nu, o să mă țină așa până când o să vadă. Aia e, na, vrea să mă dea pe partea aia. No. Bun. Bun, și pun scheletonul armei aici și facem așa, pac. Un zap aici, bum. Și dă-i. Haide că putem, hai că putem. Du-te, mă. Dă-i pe tur. Și încă una. Și încă una. Du-te, bă, de aici. Du-te, fratele meu. Du-te că te ia nebunia. Hai cu un mare like. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, vreau să scrieți comentarii dacă vreți să continuăm, bineînțeles, live-urile la ora 9. Dați un mare like, urmăriți-mă pe Instagram, aveți totul în descriere și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!